Așa. Tema. Mă gândeam că vine tare asta, nu marța, marța și... Lunea și joia nu vin. Lunea și joia nu vin. Da. Marța, miercuri și vineri. Da. Asta. Ce problemă ai? La pagina 20, da? Aduc fărâi, sub puncte. Da? Așa, 6 de elefant. Deci, la pagina, există numărul 4. 4 la 20. 4 la 20. Deci, 7 avei și 9 de ce? Determinat numele realist și... Determinat numele realist. Realist. Și încă. Modul de X egal cu 8. Că? Modul de X. Egal cu 8. Egal cu 8, da. Bine, am dat până la ușoară. Banal. Banal. Cât de fii sunt, Patrick? 8 și minus 8. X egal cu plus minus 8. A, băi. B. X minus 11 egal cu 0. 3X minus 11 modul, frate. Modul, da. Așa, egal cu... Da, e chivare. Cât modul este 0? Modul de 0 e dat în 0, da? Deci dacă și mai dacă 3x minus 11 egal cu 0, ceea ce ar însemna e 11 pe 3. Am trecut la clasa 12, a x egal cu 11 plus 3, 11 minus 3. Înțelegeți? Adică până acolo, atâtea greșeli. Deci 11 trece în partea așa și x egal cu 11 pe 3. Nu 11 plus 3, 11 minus 3. Tot felul de trăsnei. Modul de x plus 5 ce punct? Egal cu 11. Modul de x plus 5 egal cu 11. Egal cu 11. Când dacă se mai dacă x plus 5 egal cu 11. Plus minus egal cu? Plus minus 11. Plus minus 11. Asta e mai rând. Dacă x plus 5 egal cu 11, rezultă că x este egal cu 6. Da. X plus 5 egal cu minus 11. Rezultă că x egal cu minus 16. Deci răspunsul este x aparte din minus 6. 6 și minus 16. Minus 16. Punctul următor. Modul de 3x egal cu minus 3. Modul din 3x egal cu minus 3. Egal cu minus 3. Neroană. Nu se poate. Așa. Imposibil. Modulul va să fie număr negativ. Modulul totdeauna, modul din orice număr, din 3 expresii, modulul e mai mare egal cu 0. Mai mare egal cu 0. I. Modul de 2x minus 6 egal cu 4. Modul din 2x minus 6 egal cu 4. Egal cu 4. Echivalent. 2x minus 6. Ce e? Bun, deci când 2x minus 6 egal cu plus 4, egal cu 4, dacă se numai dacă... Plus minus 4, da? A. Da. Tu ai zis modul de 2x minus 6 egal cu 4? Da, dacă 2x minus 6 egal cu plus minus 4, iar și acum 2x minus 6 egal cu 4, rezultă de 10 cu 2x egal cu 10, rezultă de 10 cu 5 egal cu 5. Iar 2x minus 6 egal cu minus 4, dacă nu știu mai dacă, 2x egal cu 2, da. 10 rezultă de x egal cu 1. Adică x aparține în mulțime de 4, așa? 5 și 1. 5 și 1. Mai nu poate să o rețină într-o mulțime. Da. Adică e 6 la pagina 21. 6 de la 21. Modul de x minus 1. Modul de x minus 1. Modul de x minus 1 egal cu 3. 3. Miruna? X minus 1 egal cu
Ia să dăm x nu? Și cea de doua valoare, x2, da? Minus 2. Adică x aparține minus valorilor. 4 și 3. 4 și minus 2 x. Da. Bun. E. Modul de x minus 3 egal cu 6. X minus 3 egal cu 7 azi. Ce rezultă de aici că x minus 3 egal cu plus minus 6 de aici așa? Deci x minus 3 egal cu 6 și x minus 3 egal cu minus 6. Rezultă de aici că x egal cu 10. Cu, egal cu 10. Și x este egal cu minus 4. Și x este egal cu, cu 10 și minus 4. X a 4 minus 4, nu văd, 10, 10, minus 4. Așa mai departe. De două ori modul de x minus 3. 2. Modul de x minus 3. Minus 13, egal cu 25. Echivalent, de luna. 2 modul de x minus 3. 2 modul de x minus 3 este egal cu 38. Cu 38. X modul de x minus 3 va fi egal cu 19. Da. Deci avem două variante. X minus 3 va fi plus minus 19. X minus 3 egal cu plus minus 19. Deci x minus 3 egal cu 19. Și x minus 3 egal cu minus 19. Adică x aparține 22 și minus 16. 22 și, efectiv, minus 14. Exercițiul 7, de la pagina 21. Da. Pe de transfer de ale x și y, știm că modul de x minus 7 modul de x minus 7 plus modul de y plus 5 egal cu 0. A. Da. Da. Prima chestie. Poți să zic? Da. Că x minus 7 egal cu 0 și y plus 5 egal cu 0. Adică x egal cu 7. Deci haideți să spun așa. Cu modulul ăsta că mai egal cu 0 și mai este mai egal cu 0. Suma lor face 0, dacă și mai dacă am în 2 să vedem. Deci asta, dacă și mai dacă, modul din x minus 7 egal cu 0 și modul din y minus 5 egal cu 0. Y plus 5, y plus 5, noi vom fi 0. Și asta, dacă și mai dacă, x egal cu 7 și y egal cu minus 5. De acord, pentru B. Modul de x minus y. Modul de x minus y. Plus modul de 3x plus 2y minus 10 egal cu 0. Ilona? X minus y egal cu 0. Deci modul x minus y egal cu 0. Egal cu 0. Apoi modulul cealaltă trebuie să fie plus 0. 3x plus 2y. 3x plus 2y. 10 egal cu 0. Asta dacă și mai dacă expresia din modul egal 0. Adică dacă și mai dacă... Da. X minus 0 și 3x plus 2y minus 10 egal cu 0. X minus 3 egal cu 0 și respectiv 3x plus 2y minus 10 egal cu 0. Adică x egal cu y, nu? Da. Se semnă atunci așa. X egal cu y și respectiv 3x plus 2y egal cu 10. Da. Și apoi 3x plus 2x. Egal cu 10. Deci în loc de y punem x, aici se reduce că... 5x egal cu 10, x egal cu 2. 3x plus 2x egal cu 10. Adică 5x egal cu 10. Adică x egal cu... 2. 2. Asta înseamnă că x egal cu y egal cu 2, nu? Și y egal cu 2, pentru că sunt egal. Următorul. Exercițiul 9 de la pagina 21. Așa, 9 de la 21. Normal. Asta este puțin ușoare. V-ați întâlnit pe aceea... Vedeți că în tema ai plus ușoare și pe aceea lucrăm mai... Mai puțin mai și fără. Și ne oprim aici asta. Vedem în
Deci nu divide asta. Adică asta e termenul de 10 nu divide asta. Pentru 4 ușor. Exact. N-am dovedit voi să facă. Deci, mă văd de la pagina 21, B, modul de X plus 3. Așa, X plus 3. Plus modul de 2X minus 5, minus modul de X minus 1. Asta trebuie să calculăm. Pentru X mai mare egal ca 3. Deci, calculați. Calculați, da. Pentru X mai mare egal decât noi. Calculăm expresia asta. Adică X plus 3 egal cu 3 și minus 3. Adică te grăbi. Dar nu e egal cu 0 acolo. Tu știi că X-ul e de la 3 încolo. Dacă X-ul e de la 3 încolo, 3 plus 3. Hai să adunăm aici. Adunăm un 3 și atunci apare că X plus 3, expresia care are două puncte mare, e mai mare egal decât... Decât 6. Decât 6. Și atunci rămâne X plus 3. Că dacă e pozitiv, rămâne așa. Deci modul din X egal la coagulat cu X, dacă X e pozitiv și chiar e mai mare ca 6. Deci rămâne așa. Și egal cu minus X dacă întrebarea este negativă. Pune mai mare egal de 0 și aici mai mic. Deci așa, asta e explicitarea modului. Și noi ne-am, cum X e mai mare ca 3, ne-am asigurat că X plus 3 este un număr pozitiv dincolo de 6, pozitiv cu 4 puncte. Și atunci rezultă că modul din X plus 3 este egal cu X plus 3. Rămâne așa că e pozitiv. Apoi, cealaltă, 2X minus 5. Cum X e mai mare, te gândesc nou, cum X e mai mare egal decât 3, înmulțim cu 2 pentru că avem nevoie de 2X, construim exact de acolo. 2X minus 5 mai mai întâi 2x minus 1, să mă fac 2x mai mare egal decât 6, scădem un 5, 2x minus 5 mai mare egal decât 1, e pozitiv și deci rămâne așa. Așa, atunci spunem că deci rezultă că modulul din 2x minus 5 este mai egal cu 2x minus 5. Nu fac nimic, rămâne așa expresia. Și X minus 1. Mai mare... Un X mai mare egal decât 3. Spreze nouă de X mai mare egal decât 3. Scad un 1 din ambii membri. Și de aici se rezultă că X minus 1 e mai mare egal decât 2. Care e pozitiv și el. Și atunci rămâne așa. Deci rămâne modul de X minus 1 egal cu X minus 1. Și atunci e de X, dacă notăm e de X, asta. Ați spus la oameni că se aude foarte încet. Ce-am făcut? Că se aude foarte încet. Da? Mm-hmm. Se aude foarte încet, asta înseamnă platire obligată. Dă-i mai tare la volum. Nu, 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 am dreptate. Ce face mine o făcut? La urmă? Thank you.
Deci rezultă, după explicitare, e 2
de x. Arată. X plus 1. Da, deci un x plus 1. Plus x minus 1. Plus x minus 1. Minus 2x. Minus. Minus 2. Plus minus, x. Minus 2 plus x minus 2. Minus 2 plus x. Și egal cu. Egal cu. 3x. Cu 3x. Minus 2. Minus 2. Așa, și 3x minus 2. Asta este, dacă vrei să o găsim unde să afle ca valoare, plecăm de la x între 1 și 2. Hai să vedem. Asta am pus mult de acel căutor, dar facem de asta. Deci cum x e cuprins între 1 și 2, ce faci acum? Înmulțim cu 3. Totul cu 3. Și ar fi echivalent cu 3 mai mic decât 3x, mai mic decât 6. Mai mic egal decât 6. Mai mic egal decât 6, scădem cu 2. Da. Și o să rezulte că 1 mai mic decât 3x minus 2 și mai mic să egal decât 4. 4. Adică 3x minus 2 între 1 și 4. 3x minus 2 cuprins între 1 și 4. E, ce facem acum? Da, tema e o decât. Dacă mă lucrăm noi. Dacă mă lucrăm de lucru. Da. Păi, este un pic mai... Dar mi-a zis așa. Păi, da. Să nu ne-am dus o dată cu, la 5 stere deodată. Că ne... Îmi pot mai bine. Normal. Important este să se înțelege. Normal. Vedem că asta de A. Am de postea, de cu două. Așa vreau. Așa mai este. Postea. A fost postea, acum merge cu două. Să observați, cele care se apropie de grupul de celor de 3 stele sunt mai dificile, adică cu cât mai intrăm în cele de 2, ele sunt din ce în ce mai interesante. De rezultat este egal cu 4.
de la a doua, 2x este egal cu minus 8. Nu, cu minus 2. Deci minus 3 în dreapta plus 3. Da. E minus 2, de rezultă că x egal cu 1. Cu minus 1. Cu minus 1. Da, cu minus 1. Deci x aparține în ultima oră. Minus 1 și 4. Am o întrebare după la 1000 de a 5-a. Cum să mulțesc un șir de numere? 1, 2, 3, 4 până la 15? Cum să mulțesc? Cum să adună date mulțiri? N-am decât să le mulțesc. Atât? Că n-am o tehnică. Așa, deci cum să adună, știi, sumă ca 1, dar 1, 2, 3, 4 până la 15? Dacă vrea să ne plasăm între niște valori, dar calcul efectiv, mulțirea, n-am ce face. 5 cu 15 se simplifică, 4 cu 16. Cum se simplifică? Că e mulțire. E mulțire, da. E mulțire. 1, 2, 3, 4, 2, 1. Ce știți că vreau să așa? Eu n-am, stai tu, nu. A, ce nu simplifică. Da. Cum se simplifică în mulțire? Da, da, da. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 4, 4. Până la ce sunt? Ori 5, ori 6, ori 7, ori 8. Ori 9, ori 10, ori 11, ori 13, ori 13, ori 14, ori 15. La mulțirea asta, n-am alt secret decât să fac mulțirea efectivă. Dacă cumva vrea să spună să găsesc o majorare sau o minorare, e altceva. Iată ce poți face în legătură cu asta. Un pic, să facem un pic de discuții. Da. Poate suge... Păi să văd dacă poate, asta e zic așa că le mulțești efectiv, da? Da, le mulțești efectiv. Iar dacă vrea să uite acum, noi și rezolvăm. Facem niște chestiuni în legătură cu asta. Fac eu cu roșiții de-a ta, nu? Deci, da. Bun. Deci nu am efectiv o... În legătură cu chestia asta pot să spun că se plasează între. Ia uitați șmecherii pot să fac. Unul ori doi iese cuprins între unul la a doua și doi la a doua. Da. Deci unul ori doi cuprins între unul la a doua și doi la a doua. 3 ori 4, spune-mi Dana Sucre, acum pe internet și... Da, mi-am zis. 3 ori 4, e cuprins în 3 la a doua. Și 4 la a doua. Și 4 la a doua. Deci, chestiunea nu e așa, nu calcul în sine, vrea să spună că nu e un pătrat perfect. Asta vrea să spună. Cum se rezolvă 1 ori 2 ori 3 ori până la orice? Așa și... 2 plus 3 plus 15. Ieșițiul e formulat altfel, să se arate că rezultatul ăsta, da? Rezultatul ăsta e cuprins între. Noi continuăm un moment, da. Hai să vedem, 4, 5, 5 ori 6, 5 la pătrat și 6 la pătrat. Exact. 7 ori 8, 5 ori 5, efectiv. Deci să te rezolvi la o mulțire de la 1 la 15 și o adunare de la 1 la 15? Da. Păi da, asta să nu fac. E un exercițiu, domnul profesor. Păi da, stai un pic. Zi acum, deci cum sunt exercițiu, să se rezolve. Calculați. Unul ori doi ori trei, ori puncte puncte ori cincisprezece, într-o paranteză. La un singur caos. Deci suntem în direct acum, Dana, dacă te uiți la Profon la TV, și vezi în direct, domn profesor rezolvă pe bitabă. Hai, uite acum, hai să dai. Da? Hai. Da, bun, mulțumesc. Deci așa, asta e, deci calculați. Se duce paranteză. Unul plus 1, 2, 3 ori până la 15. Împărțit la 1 plus 2 plus 3 plus 15. Egal cu. Da.
Nu facem operația de punțire, ci pur și simplu... O lăsăm așa pe asta. 1, ori 2, ori 3, ori puncte, puncte, ori 15. Totul de împărțit la 1 plus 2 plus 3 plus 15. 15 plus 1 pe 2. 15 plus 1 supra 2. Adică ar face 16 aici? Da. Și apoi la 2 face 8, nu? Uh-huh. Deci îi dau mai departe cu 1 ori 2 ori 3 ori puncte puncte ori 15 totul e împărțit la ori 1 supra ori. Dar te zic, uite-o chestia, 5-a totuși. Păi și împărțit la 15 ori 4, 15 împărțit la 2, 8. Da. Deci se mulțește la 2, spunea asta, 5 ori 4, când poți face împărțit, totdeauna se împarte la 2, minunat. Totdeauna se împarte la 2. Da. Deci 15 ori 8, împărțit la 15 ori 8. Și era mai impacticul. În desfășurarea asta am și pe 15 și pe 8. Da, corect. Da, da, ești da, și da, da, da. Atunci stai pe 15 și pe 8. Da, și pe 15 și rămâne. Egal cu 1, ori 2, ori 3, ori 5, ori 5, ori 7, da. Ori 9, ori 10, ori 11, ori 12, ori 13 și ori 14. Și noi mai ești. Să mă uitați cineva. Exact. Atât. Asta nu urmărești, nu asta urmărești. Nu, nu, se vadă că știi suma egală, se vadă că știi că ai de împărțit dacă o parte din factor sunt aici. Da. Se da. Face exact și tot este perfect. Ia să văd că dacă n-a văzut pe... Nu mai fi Dumnezeu, că dacă nu are... cum se numește? Program, soft special. Da, mă gândesc că poate n-a descărcat la timp, știți? Și să-i dau repede rezolvarea, ca să nu mai stau de da. Vedeți tehnologia asta, și voi. Câte bun. Deci, iată aici, făcăda la mare, era să calculeze sumul, produsul. Da, ea se gândea, și cu bine, produsul de acum sau că să mai știu. Păi, dar nu trebuie făcut. Eu din tot am insistat să ai ce vrea să fac. Exact. Ăsta nu-i calculabil. Nu asta mă frământă, altceva de aici. Da, altceva. Nici orice autor nu merge până aici să încarce da. Copiii cu niște lucruri. Exact. Da, eu vreau. Acum să revenim la da. Noastre. O idee. Interesant, am mai rezolvat ceva. Exercițiul 10 de la pagina 21. Mama, da, modul nostru nu l-am terminat. Să nu mai ave, mă zic? Acum am ideea să facem de acest bani, același lene, mai lucrăm și altfel. 10. Exercițiul 10 de la 21. Determinați valorile fiecăruia dintre expresiile următoare în condiții indicate. Amin. Modul de x plus 3. Condiții indicate. Indicate. Modul de x plus 3. Modul de x plus 3. Minus radical din minus 3 minus x totul la a doua. Pentru x aparține lui el. Astea-s condiții. Da? X aparține lui el. Pentru x aparține lui el. Deci se calculează în expresia asta. Expresorul explicită. Exact. Da? E de x. E de x. Egal cu modul de x plus 3 minus radical. Radical din minus 3 minus x totul la doua. Totul la doua. Egal cu modul de x plus 3 minus modul din minus 3 minus x. Modul din minus 3 minus x. Modul din minus 3 minus x. Și cum asta se pune negativ, o să fie x plus 3 minus... X se aparține lui el, asta e condiția. Da. Ai găsit lui negativ și atunci... Și nu-i sigur. Exact. Modul ăla. Nu știu. Depinde de x. În ce zonă se pasează x față de 3, nu
plus 3. Exact. Și x aparține lui el, uite. Am văzut. Aici aș putea scoate un minus în față, față, dar aici, în interior. Da? Se rămâne sub modul sigur, da. Ca și cum pun o paranteză, cum e minus în față, da? Deci egal cu modul de x plus 3. Minus modul din minus 1 pe lângă x plus 3. Minus 1 pune așa în paranteză. Și apare un plus. Modul din A ori B egal cu modul din A ori modul din B. Iată o proprietate. Modulul produsului egal cu produsul modulului. Și atunci vine modul din minus 1 ori modul din X plus 3. Deci egal mai departe cu modul din X plus 3 minus modul din minus 1 ori modul din X plus 3. Dar modul de minus 1 este 1. Și x plus 3 modul de minus 1. Deci rămâne doar modul egal cu modul din x plus 3. Minus modul din x plus 3. Care face minus. Da. Super! Mai ne facem o dată să înțelegem și mai bine. Exact. Deci radical din ceva pătrat, ce-o fi acolo o expresie, nu mă frământă. Scoate modul. Modul, totdeauna. Totdeauna. Și după aceea am analizat. Am văzut că x plus 3, aici e minus 3 minus x. Asta e șmecheria. Scoate un minus 1 factor. Lasă modul, vedeți? Sigur că dacă să justific foarte bine, scot minus 1 în, ca și cum aș da pe minus 1 factor comun. Da. Și vine minus 1 pentru că x plus 3, modulul produsului egal cu produsul modulilor, produs din fiecare, și modulul minus 1 face minus 1, și atunci cei doi termeni sunt identici. Da, plus 1 minus 1, plus 7 minus 7, 0 face. Da. Ia să mai facem un B. Da, am radical din 3 minus x totul a doua. 3 minus x totul a doua. Plus. Radical din x minus 7 totul la a doua pentru x aparține intervalului închis 3-7. Deci pentru x aparține intervalul închis 3-7. Intervalul la dreapta și asta care paranteză dreaptă. Face modul din 3 minus x. Așa, deci egal modul din 3 minus x plus modul din x minus 7. Și avem provocatorul acum, că 3 minus x poate fi și negativ și pozitiv. Că avem și 3 ca să aluzi. Nu te grăbi. Nu mă grăbi. Nu te grăbi. Despre x știu că este între 3 și 7. Da. Așa spune și noi. X cuprins între 3 și 7. X-ul cuprins între 3 și 7. Și pe lângă ce plăce minus 1. Pe lângă ce plăce plus 1. Așa. Plus 1. Deci X-ul cuprins între 3 și 7. Dar noi nu avem de X nevoie, ci de minus X. Puțin cu minus 1. Puțin cu minus 1. Nu minus 1, e plus 1. Da? Și atunci devine echivalent minus 3 mai mare egal minus 3 mai mare egal, să schimb cu sensul în egalități prin muzea cu minus 1. Minus 3 mai mare egal decât minus 6 mai mare egal decât minus 6. Cum noi suntem obișnuiți să fie inegalitatea de la stânga la dreapta, o să scriu altcumva. Minus 7, mai mic egal decât minus x, mai mic egal decât minus 3. Decât minus 3. Deci insist. Noi trebuie să rezolvăm aici. Am ieșit în modul perfect, clar. Da. Dar
Avem precizat că x-ul e între 3 și 7. Da. Cu asta plec. Și îmi construiesc expresia din modul. Da. Adică trebuie să ajungeți la 3 minus x. Să-mi așez 3 minus x. Da. Și am zis, cum x este între 3 și 7, eu am nevoie de minus x anunțit cu minus 1. Prin înmulțirea cu minus 1 se schimbă sensul inegalității. Da. Din minus 3 mai mare egal decât minus x mai mare egal decât minus 7. Scriu inegalitatea în sensul care îi place mie de la stânga la dreapta. Da. Și adun un 3 la noi. Adun 3. Plus un 3. 3. Și o să avem. Și o să avem. Ligeți copii. Minus 4 mai mic egal decât 3 minus x mai mic egal decât 0. Deci, în perioada în care x-ul este 3 și 7, 3 minus x este totdeauna un număr negativ. Egal decât 0, negativ. Da? Da. Și modulul, în momentul acesta, un număr negativ, se schimbă expresia, nu? Cum o să schimbă? Dacă x-ul e 3, că dacă x-ul este 3, face 0. Deci pozitiv. 0 este un număr care e 0. 0 e și negativ și pozitiv, dacă vrei să zici așa. Da. Deci modul de 0 e 0, da? Eu am prins 0 aici. Deci e negativ în sensul ăsta și atunci schimbăm semnul expresiei. Că am aflat câtă vreme x-ul între 3 și 7, expresia de asta, tot timpul, rămâne un număr negativ. Și modulul, iată, când am modul din ceva care e negativ, să schimbăm semnul. Așa, și va fi egal. Va fi egal cu x minus 3. Da. Și acum o analizăm și pe cealaltă. O analizăm și pe cealaltă. Iată. X-ul... Între 3 și 7. Între 3 și 7. Noi vrem să ne construim x minus 7. Scădem un 7. Deci scădem un 7, vine x minus 7, da, cuprins între minus 4, minus 4 și 0. Da, iar e negativ. Și ăsta e negativ. Și atunci. Și schimbăm și lui. Schimbăm și lui. Și va veni minus x plus 7. X plus 7. Și x-ul x se duce și egal cu 4. Deci, tot timpul, valoarea expresiei acesteia este 4, indiferent ce x înlocuim noi între 3 și 7. Super! Voi știți să faceți așa copii? Da? Nu, 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 dar suntem atenți la ce am făcut eu. Da. Hai să ne convingem. Exact. Am făcut o treabă bună. Luăm un x între 3 și 7, care vreți voi? 5. 5. Pentru x egal cu 5, e de 5, va fi egală cu radical din 3 minus 5 la pătrat, adunat cu radical din 5 minus 7 la pătrat. La pătrat. Și egal cu 3 minus 5. 3 minus 2, la pătrat, 4, radical 4, 2. 5 minus 7. 2, 2. 2, radical 2. 2, plus 2. 2, 2. 4. Da, asta ne dați nouă. Luăm alt x în zona aceea. 6. 6. Pentru x egal, cum trebuie să vine mai ușor. Dar orice x e. Normal. Fracții sau ce vreți voi din zona aceea, trebuie să facem perfect. Deci luăm pe x egal cu 6. E de 6 este egal cu radical din... Ne uităm cum arată. 3 minus... 3 minus 6 la 2. 6, totul la 2. Plus... Plus... Radical din minus 3. Sau... Radical din... Din 6 minus 7. 6 minus 7. La 2. La 2. Egal cu, facem, hai copii.
7 pe 2 dacă vezi. 7 pe 2 cât faci? 3,5, nu? Mm-hmm. Da. 3,5 e din interval. E 10. 7 pe 2. 7 pe 2. E doar locul 3 minus 7 pe 2. Radical din 3 minus 7 pe 2 da. La fără de acord? Da, 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 da. Plus, plus radical din 6 pe 2 minus 7 la pătrat. Ce face? Aici 6 minus 7 minus 1 pe 2 face 1 pe 2. 1 pe 2, nu? Rămâne aici. Încă o dată. 6 minus 7 pe 2 1 pe 2 la pătrat. Deci 1 pe 2 radical 1 pe 2, 1 pe 4, 1 pe 2. Minus 7 supra 2, dar 2 minus 7 pe 2. 7 pe 2. Plus 7 pe 2. Da. Și 8 pe 2 cu 7. 8 pe 2. 8 pe 2. E cu indiferent. Asta e. Indiferent ce x luăm între, va da 4. Valoarea va fi tot timpul 4. Mai vedem în rata. Interesant, oameni. Uh-huh. Da? Deci. Am plecat la observația că x-ul e dat la 3 la 7. Am transcris asta și acum m-am uitat. Ce modul așa? 3 minus x. Dar eu știu că x-ul între 3 și 7. Am nevoie de minus x în construcția mea. Deci am înțeles cu minus 1 și vine minus 3 mai mare egal decât minus x, mai mare egal decât minus 7. Mai mare egal, unde am scris eu asta? Uite, am scris în motivare. Minus 3, mai mare egal decât minus x, mai mare egal decât minus 7. Am adunat un plus 3 peste tot, că așa este. Ca să fie construit. 3 minus x, ca să spunem, da. Expresie de acolo. Deci 3 minus x e cuprins între minus 4 și 0. Și iată că tot timpul 3 minus x cu, în perioada care x-ul între 3 și 7, 3 minus x este un număr negativ. Iar modulul negativ este schimbat semnul ca să devină pozitiv, nu? Și de aceea am zis, modul de 3 minus x în perioada asta, pe x-ul de 3 și 7, face x minus 3, a schimbat. La fel am procesat pe x minus 7. Văd că e tot negativ. A fost tot negativ. Și de aceea am schimbat semnul. Și când formă x minus x de tot. Ia să șterge, să mai lucrăm una, să vedem dacă o înțeles, să vorbească ei. A fost primul model în care am judecat asta. Și voi acum... Îi dau cu drumul la fiecare să vorbesc. Așa face. Dacă ați făcut tema, stați pasiv, dar nu vă lăsăm. Nu vă lăsăm, acum. Acum, ne convingem că uite de locuri. Da. Dacă nu, ne explicăm. O dată și încă o dată. Și prima dată, ca să vă duceți să vedeți să explicați pe capul acolo, puteți să puneți de 10 ori. Profesorul, că nu se supără deloc. Dar asta e marea realizare la video manual. Ca acasă, când tu vorbeai lecția și Miruna, tu ai făcut în vara asta, știu bine, e în ziua ta, eu văd o parte din filme. La geometrie. La geometrie. Toate geometrie. Toate. Da? Șasea? A șasea, da. A șasea. A șasea și ce mai era? Ce mai pus, mai țin minte? Pus la asta. Da, și a șaptea trebuia făcută toate, mai ales a șaptea e dificilă. Ba da, cum ai făcut-o a șaptea? Nu mai țin nimic. Ba da, nu știu ce am făcut. A fost la trecut. Da, și asta spun, să crează stare ce de mine când urmărești filmul acela și ți-am gândit și cum am lucrat, m-am gândit acolo. Doamnă, răspuns și vreau să fac așa cât de ce-am zis chestii. Auzi? Da. Asta face parte din perioada aceea care noi munceam. Și încă ceva, Miruna, ai șansa care văzând să spui, așa trebuie să ne mai spun. Mm-hmm. Nu? E chestie care spune, nu pot să cred că spuneam așa. Interesant. Da. Ce? 4 ori radical din x pătrat plus y minus. Afară. Da. Minus. Așa. Așa. Scris bine. Da. Minus. Radical din y pătrat plus 8x
plus 9 pentru x aparține intervalului minus 1, 0. Deci pentru x aparține intervalului minus 1, 0. 0. Cu egal? Deschid paranteze rotunde. Așa. Atunci e strict. Strict. Și y... Deci asta se traduce așa, x aparține minus 0, nu minus 1, 0. Minus 1, 0. Da, da, rotunde. Așa. Și y egal cu 4 pe lângă x plus 1. Și y egal cu 4 pe lângă x plus 1. Aha. Deci... Determinați valorile expresiei date pentru x aparține intervalului minus 1, 0 și y egal cu 4. E de x și y acestea. Da. X aparține intervalului? X aparține, nu, x nu mai aparține intervalului. Y este egal cu 4 pe lângă x plus 1. Păi sunăm așa, 4 ori modul de... Deci peste tot unde vedem în Y, pune 4 pe lângă x plus 1. De ce e așa? Deci asta e egal mai mult. Ține, na, tu, e pentru tine. Radical din x la 2 plus 4x plus 4 pe x plus 1. 4x plus 4. A, vreau să zic 4 pe x plus 1. 4 pe x plus 1, dar 4 x plus 4. Minus, radical din... Minus, radical din x la 2. Adică? Adică 4x plus 4. 4x plus 4 la 2. 4 x plus 4, totul la 2. Plus 8x plus 9. Plus 8x plus 9. E cam mai departe. Radical din... 4 ori. 4 ori radical. Care e 4 ori radical? 4 ori radical din x la 2 plus 4x plus 4. Îl putem scrie ca x plus 2 la 2. Deci radical din x plus 2 binomare, da? Da. X plus 2 totul la 2. Minus. Paranteză radical. 16x la 2. Da. Plus 2 ori 4 ori 4, 2 ori 4, 4, 2 ori 4, 8, 8 ori 4, 3, 2x. Plus 32x. Plus 16. Plus 16. Plus 9, plus 8x. Plus 9, plus 8. Și avem 4 moduri din x plus 2. 4 moduri din x plus 2. Minus. 16x la 2. Radical. Asta nu sunt radical. Muncim acum. Da, 16x la 2. Plus 40x. Plus 40x. Plus 25. Plus 25. Și o fracere 4 moduri din x plus 2. Minus. Egal cu 4 moduri din x plus 2. Minus 4. Minus radical din, avem 4 ori... Un binom prezent acolo, nu? Da, sigur un binom. Care? 5 plus 4x. 4x plus 5? 4x plus 5. Tot la pătata. Trebuie să vezi dacă acum de 2 ori primul al doilea, nici nu se dă. Da, sigur. Scrieți 4x plus 5. 2 ori 4, 20. 2 ori 4, 8 ori 5, 40. Da, da. Deci vine 4x plus 5. Da. Totul la totul. Da. Să avem 4 moduri din x plus 2. 4 moduri din x plus 2. Minus moduri din 4x plus 5. Moduri din 4x plus 5. Și de acum are x este negativ, o să avem 4... Minus 4x plus... Nu, o luăm corect. Eu n-am acum cu x plus 2, nu? 4 ăla nu influențează în domnul. Nu, 4 ăsta nu influențează. Da, dar e negativ. Hai să copășim. Să nu ți se schimbi x, ce să fie negativ. Dar x la e este ajutat de 2. E ajutat de 2. E pozitivă toată. Hai să-i promite, să-i iubi și pe fezea să-i spune. Cum x-ul este cuprins între minus 1 și 0. Construim acum. Da. Aplicăm un 2. Aplicăm un 2. Și 4. 1 mai mic decât x. 1
mai mic strict decât x plus 2. Plus 2. Mai mic decât 2. Și îi rezultă că modul din x plus 2 este egal cu x plus 2. Egal cu x plus 2. Acum la 4 x minus 5. Minus 1 mai mic decât x mai mic decât 0. Ori 4. Și avem minus 4. Deci ori 4. Care e 4x? 4x, da. Deci minus 3 cu 4. Minus 4 mai mic decât 4x mai mic decât 0 plus 5 acum să avem 1 mai mic decât 4x plus 5 mai mic decât 5 și ăsta e pozitiv. Deci 1 mai mic decât 4x plus 5 mai mic decât 5 și rezultă că modul din 4x plus 5 este pozitiv și te dăm 4x plus 5. Din 4x plus 5 e cal cu 4x plus 5, da? Da, da. Și atunci să avem expresia de x, o să fie doar cu 4x. 4 pe lângă x plus 2, da? 4x plus 2, minus 4x plus 5. Minus, în paranteză, 4x plus 5, dacă vreți și în paranteză, da. Dacă nu... Îl pui în paranteză dacă vrei minus 4x plus 5 și altfel să schimbă semnul. Da. Da. Și o să avem 4x plus 8. 4x plus 8. Minus 4x minus 5. Și egal cu 3. Și egal cu 3. Termenul este. Super. Hai, următorul e al tău. D. Modul de x pătrat minus x. Modul de x pătrat minus x. Plus radical din x minus 1 minus x pătrat totul la a doua. X minus 1. Minus x pătrat totul la a doua. Pentru. Pentru x aparține intervalului deschis 0, 1. X cu x între 0 și 1. Adică 0 mai mic, x mai mic ca 1, nu? Așa, da. X între 0 și 1, cum am scris aici, da? Păi atunci x pătrat minus x. Dăm e pe x pătrat. Bună. Îl fac. Îl construim. Adică la pătrat fac din membri. Adică toți trei. Fiind pozitiv, se păstrează să ne gândesc, da? Deci aici e simată. Vă spune că 0 la pătrat. 0 la pătrat, nu mai... Mi-mi de x pătrat. 3 pe x pătrat mai mic decât 1 la pătrat. Mai mic decât 1 la pătrat. Om, 0 mai mic ca x și mai mic ca 1. Deci avem că 0 mai mic ca x, știm asta, 0 mai mic ca x mai mic ca 1. Da. Și acum noi avem nevoie de minus x. Scădem în minus x? Nu. Nu, mulțim cu minus 1, adică ca să apară minus x, să punem aici cu minus x în partea asta. Deci, și dacă scazi un x, faci pe 1 cu x aici, amestești lucrurile. De ce am înțeles cu minus 1 din egalitatea care o ai, ca să apare minus x și apare? Minus 1. Nu, apare 0. Ori minus 1 face 0, am înțeles, da? Da, 0. Ori minus 1, 0. 0 minus x, mai mic decât minus 1. Ah, atenție! Când înmulțim cu minus 1, se schimbă. Se schimbă 0 mai mare decât minus x, mai mare decât minus 1. Și acum o punem de desubt în sensul celălalt. Dar cu minus 1 mai mic decât minus x, mai mic decât 0. Decât 0. Trage liniștată la membru cu membru. Și apare minus 1. Minus 1 mai mic decât x pătrat minus x mai mic decât 1. E o problemă aici cu x pătrat minus x. Ea merge într-o felul până la 0. Poate fi și pozitiv și negativ. Vedeți că e de minus 1 și 1. Corect. Să avem două cazuri. O luăm cazul 1, cazul 2. Da. Deci cazul 1, cazul 2. Când mă duc până în 0. Când o luăm mai negativ și o luăm pozitiv. Corect. Adică, deci, cazul 1. Când 0 mai mic ca x mai mic ca 1. 0 mai mic ca x mai mic ca 1. Toată a fost. Totdeauna am luat în vedere asta. Și în construcție
apărut x pătrat minus x care este cuprins între minus 1 și 1. Deci, câte vreme are, câte vreme x pătrat, câte vreme x-ul între 0 și 1, câte vreme x-ul se plimbă între 0 și 1, x pătrat minus x se plimbă în perioada asta între minus 1 și 1, expresia. Și atunci noi o să încercăm să facem o discuție a situației aceștia, astea, ca valoare. Și o luăm minus 1 și 0. Primul caz va fi între minus 1 și 0 și până între 0 și 1. 0 și 1. Dar nu x-ul, ci expresia ca. X pătrat minus x. Aici am ajuns. Aici analizăm, Adi. De unde am ajuns? Deci, insist. Noi avem informația asta. Că x-ul este între 0 și 1. X pătratul tot între 0 și 1. Dacă o număr între 0 și 1 la pătrat, tot acolo se păstrează. Ne uităm că avem x pătrat minus x. Ne trebuie minus x. Pentru a pune mâna pe minus x, câte vreme x-ul între 0 și 1, înmulțim cu minus 1 și minus x-ul va fi între minus 1 și 0. Corect. Că mulțim cu minus 1 se schimbă sensul de expresie. Deci, minus x-ul este între minus 1 și 0. Le-am așezat unele sub altele așa. Le-am adunat acum. Și îmi plasez exact expresia din modul x pătrat minus x între, adunând membru cu membru, minus 1 și 1. Și din ce știu? Că n-am de explicitat. Această expresie de explicitat egală cu ea rămâne așa. Dacă expresia este pozitivă, dacă e negativă. Schimbă. Cazul, dacă e negativ, schimbă. Da. Deci, hai să zicem și noi așa. Modul din x pătrat minus x egală cu acolată. Adi, te rog. Cu minus 1 și 0. Nu, nu este cu minus. Este cuprins acolo. Cuprins. Dar ea, ca un modul, când explicite, modul ceva egal cu rămâne așa. Dacă e pozitiv și dacă așa. Adică rămâne x pătrat minus x, virgulă, dacă x pătrat minus x e mai egal decât 0 și egală cu varianta celălalt. Simplizia, nu? Da. Și dacă x pătrat minus x e negativ, atunci se schimbă, va veni cât? Minus x pătrat plus x. Dacă x pătrat minus x, asta este mai mic ca 0. Întrebarea este acum să vedem concret când x pătrat minus x e mai mare ca 0, câtă vreme x-ul era între 0 și 1, nu? Da, e minus 1 și 1. Între... x pătrat e minus x. E... Deci, vrem, atenție, vrem să vedem când x pătrat minus x e pozitiv tot timpul. Pentru care e x dintre 0 și 1? 0 și 1. Pentru care e x dintre 0 și 1? Deci acum am o treabă foarte importantă de făcut. Câte vreme x sunt între 0 și 1, dacă tot timpul x pătrat minus x rămâne pozitiv. Nu rămâne așa, că am văzut că are și pozitiv și negativ. Și negativ. Și pentru asta am să iau deoparte x pătrat minus x egal cu 0. Deci x pătrat minus x egal cu 0. Egal cu 0. Toată asta. Și observ, pot da x factor comun. Și apare x pe lângă x minus 1 egal cu 0. X egal cu 0 și x egal cu 1. Deci avem două valori. Ea devine 0 când x-ul fie este 0 sau când x-ul este 1. Dar noi ce aveam? Că x-ul nu este 0, nici 1. Că e de la 0 la 1 deschis. Așa.
Deci, deci nu poate fi... Nu poate fi. Deci 0 nu este niciodată. Nu este. Însă, avem... de 0 nu poate fi manualată, da? Da. Așa, am să încerc un pic să vă schițez așa ca idei X-ul, despre care spuneam că vine de la 0 până la 1. Așa am spus mai nou, da, da. Interval. Când X-ul este 1 pe 2, hai să luăm așa, este 1 pe 2. Cât este valoarea X peste X pătrat minus X? Pe 1 pe 2 la pătrat. Deci 1 pe 2 la pătrat minus 1 pe 2. Ce face? 1 pe 4 minus 2. 2. 2 pe 3 să fac. Scrie 1 pe 4 minus 1 pe 2. Deci 1 pe 4 minus 1 pe 2 și egal cu minus 1 pe 2 este, da? Da. Și face... Amplificăm mai cu 2. Minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Face minus 1 pe 4. 4. Deci când X-ul e 1 pe 2, valoarea face minus 1 pe 4. Ia să mai dăm și o pătrime. Unde ar fi o pătrime? O pătrime? Acolo. Cam aici este, da? Deci dăm pentru un X egal cu 1 pe 4, este 1 pe 16 minus 1 pe 4. X egal cu 1 pe 4. Minus 3 pe 16. Minus? Minus 3 pe 16. De ce? Că a spus 1 pe 4 la pătrat. Da. Deci vine 1 pe 4 la pătrat minus 1 pe 4. Face 1 pe 16.